în calitate de secretar general al Partidului Mișcarea Populară de Justiția din Săul. Îmi revine sarcina de a prezenta situația la zi a organizației Partidului Mișcarea Populară Bistrița Năsăud, după cum urmează. În momentul de față avem 20 de consilieri și din 58 de unități administrativ-teritoriale avem constituite 41 de organizații comunale statutare, iar organizațiile orășenești se prezintă sub următoarea formă. La Năsăud, organizația Năsăud, avem președinte interimar. La organizația St. George Băi, președinte interimar la fel. Organizația Becleana avem președinte ales, în persoana domnului Cârcu Caius. Și organizația Bistrița se află în reorganizare. Doresc să precizez că această organizație constituie în momentul de față prioritatea numărul 1 a noastră. Și ne propunem ca până în vară să avem un președinte și o echipă de conducere în această organizație pentru a ne putea concentra pe alegerile din 2019. Obiectivele echipei de conducere sunt acelea de a atrage persoane active din comunitatea noastră, pentru că am ajuns la concluzia împreună cu colegii mei că ne dorim persoane care, la fel ca și noi, doresc să se implice activ. Și dacă suntem în opoziție, știm că putem să facem lucruri care să însemne ceva pentru comunitatea noastră. Din punctul meu de vedere, cam acestea ar fi.